Iată aici pe Bayram. Scapă din nou de atacul unui adversar. Mitrița a trecut în spatele lui Colici. Bayram stânga, Câmpanu dreapta și este 3-1. Superb Crețu. 3-1, Craiova câștigă meciul probabil. E a doua oară când este condusă la pauză cu 1-0 și revine și bate 3-1. Așa s-a întâmplat la Galați. Fantastică revenirea Craiovei. Al patrulea gol al lui Crețu în acest sezon de Superligă. Sau chiar al cincilea. Cred că e al cincilea. Al cincilea, da. Frumos șut. Foarte frumos șutul lui Crețu. A marcat pe terenul CFR-ului. Iată că marchează din nou în deplasare, dar la Sfântul Gheorghe. Fără nicio vină, nicio șansă pentru Nisui. În plasa laterală impecabil. 5-2 pentru FCSB, acum 3-1 pentru Craiova. Singurile înfrângeri ale lui Șepși acasă. Iar programul lui Șepși în continuare este cu adevărat infernal. E atroce de-a dreptul. FCSB în deplasare, Farul acasă. Și apoi cu Cluj acasă. Bine, depinde până la meciul cu Cluj ce se va întâmpla, dacă mai este echipa lui Ion Ovidiu Sabău în lupta pentru... Da, e tășa Franco, da, așa cum spuneam, în locul lui Cala. Numai că schimbarea nu se face la 1-2, ci la 1-3. Mingea este în careul Craiovei, este de Beliuh, a intrat și...